Săptămâna aceasta am fost și sunt într-un spațiu binecuvântat într-o excursie croazieră organizată de Uprisers, uh, Laura Însoaresta și am uh, binecuvântarea să fiu aici cu Ștefan. Unul dintre lucrurile care m-a preocupat foarte mult săptămânile acestea și care le-am regăsit și în întâlnirile pe care le-am avut aici cu... Diversi oameni a fost impactul pe care o persoană poate să-l aibă în lumea aceasta. Și vreau să spun un lucru foarte, foarte important. Indiferent ce faci, ești menit să ai un impact global. Indiferent ce faci, ești menit să poți să servești un număr incredibil de mare de oameni. Oricât de local sau global lucrezi, gândești sau acționezi, puterea ta este mult mai mare decât îți dai voie să o vezi. Și puterea ta este în directă proporție cu nivelul misiunii tale. Și vreau să spun mai multe lucruri aici. Știi, unul din um, elementele esențiale ale muncii mele cu clienții, în mod direct. Este partea de aliniere și cum probabil știi deja, prima aliniere are loc cu sinele, adică cât de aliniat ești, este ceea ce faci tu cu misiunea ta, cu calea ta, cu menirea ta, cu sufletul tău și cu deciziile pe care le iei, Zilnic, atunci când ai de ales între familie și business, atunci când ai de ales între sănătate și familie, atunci când ai de făcut diferite alegeri. Cu cât mai aliniat ești cu tine, autentic și iei aceste decizii dintr-un spațiu de autenticitate, cu atât mai multă putere reușești să creezi în spațiul tău pentru împlinirea misiunii tale și pentru împlinirea viziunii tale primul nivel de aliniere este cu tine însuți sau cu tine însăți. Asta înseamnă că în momentul în care lucrezi cu cineva, prima aliniere e important să fie cu persoana respectivă. Următorul nivel de aliniere este, poate, cu familia ta, poate cu businessul tău, cu cercul de oameni de pe lângă tine. Următorul nivel de aliniere este cu comunitatea din care faci parte. Următorul nivel de aliniere este cu țara din care faci parte sau cu lumea din care faci parte sau cu universul acesta. Acum, am un secret să-ți spun. În momentul în care tu ești cu adevărat aliniat cu tine, se creează potențial pentru impactul global pe care îl ai. Doar că îți dai voie să manifeste acest impact global până la limita subordonărilor pe care le ai față de diferite persoane. Asta înseamnă că, practic, potențialul impactului global este în tine și este în spațiul tău, însă îți dai voie să-l manifeste până la nivelul la care îți asumi ca unele persoane să fie supărate pe tine. Spre exemplu, eu am un impact global, un potențial de impact global, dar um, mi-e teamă de că o să supăr pe mama dacă îl manifest și încep să spun niște teorii care pe ea ar deranja Dacă am această subordonare față de mama, o să manifest acel potențial de impact până la nivelul la care uh, o supăr pe mama sau nu o supăr pe mama. Dacă temerea mea este că o să dea cu roșii cineva uh, în, pe Facebook uh, către mine, uh, cineva care are autoritate, să zicem, în domeniu, nivelul impactului meu global va fi până la a nu supăra persoana respectivă. Ce vreau să spun prin asta este, de fapt, un secret extraordinar de mare. În momentul în care tu te aliniezi cu tine, cu adevărat te aliniezi cu întregul univers și ai un potențial de manifestare a misiunii tale incredibil de mare. Doar că îți dai voie să manifesti acest potențial în funcție de gradele de subordonare pe care le ai și în funcție de până unde ești dispus să mergi fără să superi pe cineva. Când ai supărat pe cineva și percep că nu poți să mergi mai departe pentru că o persoană anume nu e de acord cu tine, ăla e nivelul la care potențialul tău se va bloca. Nu că nu există. Tu îl blochezi pentru că alegi între împlinirea misiunii tale și a nu supăra o persoană. Și dăm voie să spun ceva. Indiferent cine este acea persoană din spațiul tău, nimic nu se compară cu datoria ta față de potențialul tău și față de misiunea ta. În lumea asta nu ar trebui să existe pentru mintea umană concurență între îmi împlinesc misiunea sau aleg să fac frumos, să nu supăr pe mama, pe tata sau orice fel de autoritate de, din lumea aceasta. Și în momentul în care tu cu adevărat te aliniezi cu misiunea ta, alegerile sunt foarte ușor de făcut. Aleg misiunea mea sau să nu supăr vreo colegă sau vreun coleg prin faptul că îi dau un feedback care nu-i convine, sau că aleg între misiunea mea și a lăsa sau nu un coleg să plece. Aleg între misiunea mea și a face pe plac uh, tatălui meu uh, că nu, nu vorbesc despre trecutul meu în relație cu el. În momentul în care ai aliniere cu tine și cu misiunea ta, aceste decizii. Sunt incredibil de ușor de luat, pentru că pui în balanță ceva ce este relevant pentru Sufletul tău și relevant pentru mintea ta cu ceva ce este din afară și e mai puțin important pentru mintea ta. Pui în balanță alinierea cu Sufletul tău versus ce cere o altă minte umană. Și deciziile sunt mult mai ușor de luat atunci când ești aliniat cu tine, cu adevărat și cu misiunea ta. Și ăla e momentul în care puterea pe care o ai în spatele tău te duce înainte cu o viteză incredibil de mare de manifestare. Și ghici ce? Doar mintea ta poate să-i pună blocaj la această viteză și la această putere de manifestare. Întrebarea mea pentru tine este, ce alegi? Alegi să-ți trăiești misiunea și să fii uneori neconfortabil pentru unele persoane din viața ta, sau alegi să faci frumos și să riști să primești feedback-uri de la Univers în diverse forme ca să te pună înapoi pe calea ta și pe misiunea ta. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc un weekend fabulos și abia aștept să aud gândurile tale legat de ce ți-am înregistrat acum.